Atacuri fulgerătoare, putere fără milă și gheare ascuțite. Acestea toate sunt caracteristice păsărilor prădătoare. Astăzi veți vedea cele mai interesante momente ale noilor atacuri și a bătăliilor piraților cu pene. Așa că puneți un like și să începem! Șoimul a prins un pește lung și îl duce în ghearele sale pentru a găsi un loc sigur și liniștit unde ar putea să-l savoreze. Șoimii sunt faimoși prin tactica lor brutală de vânătoare. Vedeți cum prădătorul își imobilizează victima cu un atac fulger. Videoul ne arată că șoimul se mișca cu aproximativ 90 de km la oră. Ei deseori folosesc această tactică de vânătoare când au de-a face cu păsările de apă care se hrănesc pe câmp. Dacă ungulatele nu renunță, pirații cu pene le vor chinui până când acestea pur și simplu nu vor ceda, căzând la pământ. Acest atac, de exemplu, este foarte surprinzător. Prădătorul pur și simplu doboară victima și lupta continuă pe pământ. Vulturii sunt foarte cruzi. Iată încă câteva exemple de atacuri spectaculoase. Bufnița a prins un șoarece și zboară mulțumită cu el pe deasupra câmpului. Dar uitați-vă ce se întâmplă mai departe. O altă pasăre prădătoare o atacă și se pare că intenția e să-i fure prada. Așa cum nimeni nu are de gând să elibereze captura, ambele păsări cad în iarbă. După câteva secunde, bufnița zboară, dar probabil că și-a luat rămas bun de la șoarece. Pe filmările de la camera de supraveghere din curte, vedem că găinile sunt foarte panicate, apoi observăm de ce. Una dintre ele este atacată de către un vultur. Acesta și-a înfipt ghearele în ea și a încercat să-și ia zborul, dar prada e prea grea, reușește doar să o târască pe iarbă la vreo 10 metri. Apoi, din anumite motive, a eliberat găina care a fugit momentan. Ultimul zbor a unui șarpe în ghearele unui stârg a fost surprins de o cameră video. Pasărea probabil că duce șarpele în cuibul său pentru a-și hrăni puii. Iar această cioară luptă pentru propria viață, însă șoimul nu a atras atenția nici la omul care îl filma. El a început să smulgă penele de pe victimă, așa că aceasta nu are șanse să se salveze. Acest moment incredibil ne arată cum în aer tatăl transmite hrana capturată puiului său. Este o imagine foarte frumoasă care ne demonstrează cum noua generație este antrenată pentru vânătoare. Stârgul Goliat este cel mai mare stârg din lume. Este un pescar formidabil și vulturul african știe asta foarte bine. De îndată ce stârgul prinde peștele, vulturul îl atacă, obligându-l să renunțe la pradă. Pentru vultur, asta este destul de periculos, căci ciocul stârgului, asemănător unui cuțit, poate să ucidă vulturul dintr-o singură lovitură. Acesta a reușit să fură un pește, dar stârgul nu se oprește aici. El a mai prins unul, dar și vulturul încearcă din nou. De data asta, stârgul își protejează hrana și vulturul pleacă fără nimic. Iar aici șoimul a cam greșit puțin. Rața s-a dovedit a fi artificială.
Acest șoim a prins o cioară mare de cam tot așa mărime ca și el. Bărbatul cu camera a speriat prădătorul, care a și zburat imediat de la locul atacului. Cioara a fost salvată. Iar această pereche de rațe stătea calm pe câmp, când una dintre ele a fost atacată de un șoim. Cealaltă a fugit. Prădătorul a înșfăcat-o cu încredere cu ghearele sale, dar destul de repede ceva nu a mers după planul lui. A lăsat rața și a zburat. Probabil că s-a speriat de stăpâna rațelor, care deja alerga să-și salveze pasărea. Vulturii sunt niște prădători înrăiți. Ei pot ataca prada care depășește cu mult dimensiunile lor, de exemplu cerbii sau căprioarele. Așa momente sunt unele dintre cele mai spectaculoase și lasă pe majoritatea cu gura căscată. Ciorile pentru șoim sunt cele mai ușoare și frecvente prăzi, fiindcă sunt multe și se găsesc peste tot. Există multe momente filmate pe cameră cum șoimul atacă cioara. Iată cele mai interesante dintre ele. El a ținut pasărea cu ghearele sale mult timp, în timp ce alte ciori făceau cercuri deasupra lor. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și rupeți butonașul de like. Pe curând!